Salutare, prieteni! Bine ați revenit sau bine ați venit în caz că sunteți noi pe canalul meu. După cum ați văzut mai devreme, astăzi vă voi arăta cum să printați un tricou negru cu această tehnică Ghost, pe care eu o consider clar superioară față de DTF. De ce? Pentru că DTF-ul nu printează decât textile. Pe lângă Ghost, Ghost printează pe textil căni, lemn, metal și așa mai departe. Așa că este o soluție foarte viabilă. Acest videoclip este sponsorizat de Ghost White Toner, care mi-a trimis acest pachet care include imprimanta încărcată cu tonere, hârtiile de transfer laser care nu necesită îndepărtarea surplusului, hârtiile neon pentru textil, hârtiile gold și metalic pentru suprafețe dure precum lemn, metal, ceramică, sticlă și chiar carton și nu în ultimul rând, renumitul toner alb care înlocuiește tehnica DTF. De precizat, este de asemenea că la registrarea cu mail-ul primești 5% discount și, pentru cei care mi-au vizionat videoclipul, încă 5% discount la fiecare comandă folosind cuponul Mr. George X4U. Genial! Mai pe scurt, dacă vrei să-ți crești business-ul sau dacă ai ca hobby personalizările sau imprimarea, va trebui să rămâi cu mine pentru că eu te voi perfecționa în acest domeniu. Astăzi vom lucra cu o imprimantă laser, hârtia A de la Ghost, care arată mată pe o parte unde vine imprimat și lucioasă pe partea cealaltă, foaia B de la Ghost, care este foaia adezivă și arată așa, are un adeziv pe o parte și pe partea cealaltă este structurată. Vom avea nevoie de o presă de Photoshop, va trebui să aveți instalat pe computer Photoshop-ul și de tonerul alb de la Ghost. Tonerul alb, practic, imprimă alb pe textil. Așa că, înainte să trecem la computer, aș vrea să spun că acest canal este vizualizat de 70% din persoane care nu sunt abonate la acest canal. Așa că, dacă vrei și dacă ești prima oară pe canalul meu, nu ezita să îmi dai un subscribe, activează clopoțelul și eu te voi perfecționa în domeniul personalizărilor. Îți mulțumesc! Să trecem la computer. Perfect! La computer aveți în vedere să aveți Photoshop-ul descărcat. Îl deschidem. Dăm sus la File, New, A4, 300 rezoluție, RGB Color și dați Create. După aceea vom încerca să luăm o grafică, o vom plasa acolo, o redimensionăm puțin, o poziționăm în centru, dați sus acolo OK. După aceea dăm sus la imagine, la Image Rotation și Flip Canvas Horizontal, pentru că vine printat în oglindă. Bun, după aceea luați de acolo Magic Wand Tool, selectați pe albul foii de lucru și va apărea tot selectat. Bun, pe unde aveți găuri, țineți Alt apăsat și cu rotița de la mouse dați zoom și unde aveți găuri, de exemplu cum este acolo, țineți Shift apăsat și selectați. Shift apăsat, selectați. Unde vreți ca să decupeze și în zona aceea. Sunt zone mici care vor trebui și ele decupate. Unde ați greșit, cum am făcut eu acum, dați Ctrl Z să reveniți. Și așa continuați cu toate găurile unde vreți să mai umple. Perfect. După ce s-a selectat tot ce aveți nevoie, dați sus la Select și invers, ca să deselecteze foaia exterioară, să rămână decât modelul selectat. După aceea, creați acolo jos New Background, New Layer, deselectați acest layer și va rămâne decât selecția dumneavoastră. După aceea dați sus la Select, foarte important, Modify,
contract și îi dați un contract de 7 pixeli. Pentru că această contracție face ca liniile să nu fie până în exterior de tot. Pentru că noi vom face acum o mască, practic, pentru tunerul alb. Deselectăm, dăm la Paint Bucket Tool și odată click. Și ne-a umplut tot modelul selectat cu negru. Negru care ne trebuie, cum v-am zis, la albul care va veni de fundal. Bun, acum le vom salva. File și vor trebui salvate ca PDF. Căutați cum este Photoshop PDF. După aceea deselectați acest negru și îl salvăm și pe acesta color. Tot la fel PDF, model color. Și sunteți gata. Va trebui acum să imprimăm. Unde avem salvat, dați înainte model color. Și îl printăm din imprimanta din softul calculatorului. Nu uitați, foarte important, cum v-am zis, este faptul că trebuie printat în oglindă. Nu ezitați. Îi dăm printare. După cum vedeți, așa arată primul strat. Va trebui acum să printăm negru, așa că vom scoate cartușul negru pentru că îl vom introduce pe cel alb. Practic, tot jocul aici este că softul crede că printează cu negru, dar practic este tonerul alb în imprimantă. Și acum își va face un ciclu de curățare. După ce ciclul de calibrare a fost efectuat, vom lua hârtia exact cum a fost introdusă pentru printul color, așa o vom introduce încă o dată. Și vom da printul negru. Aceasta vom da la printare, dar vom avea în vedere să fie la culoare selectat black and white și după aceea printăm. După cum vedeți, așa va trebui să arate. Pe spate să aibă alb, printul alb, ca și cum ar veni umplutura, așa va arăta modelul. Trecem la presă și o preîncălzim 160 de grade pentru 2 minute. De precizat este să aveți pentru partea de jos 10 bucăți de hârtie care să le aplicați sub presă și să închideți presa să se încălzească și partea de jos, exact ca partea de sus. Chiar pentru partea de sus, să aveți la îndemână 5 bucăți de hârtie pentru a mări presiunea și a distribui căldura uniform. Așteptăm să se încălzească presa 160 de grade pentru 2 minute. După ce temperatura
a ajuns la 160 de grade. Deschidem presa. Luăm folia B și folia A. Punem folia A jos. Folia B peste. Avem grijă să vină una peste cealaltă perfect. Vom pune cele 5 bucăți de foi deasupra și vom presa timp de 2 minute la 160 de grade. După ce au trecut cele 2 minute, deschidem presa, luăm un prosop, aplicăm puțin peste model și apăsăm și după aceea îndepărtăm foaia A de foaia B foarte ușor. De la un colț la celălalt. Foarte ușor. Că dacă tragem prea tare, poate rămâne turnerul pe foaia B și atunci avem o problemă. Așa că luați-vă puțin timp și îndepărtați ușurel. Când ajungeți la colț, foarte, foarte, foarte încet. Ca să ne rămână frumos modelul lipit. Perfect! După cum se vede, adezivul a fost complet luat pe foaia A, aici, și acesta este modelul nostru care va veni pe tricou. Acum ce voi face? Voi tăia colțurile, pentru că întotdeauna pe colțuri mai rămâne adeziv. Este foarte important dacă vreți să n-aveți un chenar după aceea. Perfect! Vom lua tricoul negru. Pe cum se vede, este bumbac 100%. Îl vom pune sub presă și îi vom da o presare pentru a îndepărta umezeala din textil. Luăm modelul, îl punem pe tricou, ne asigurăm să fie ok, îi punem niște foaie de gătit deasupra. Și presăm. După aceea îl vom lua tricoul și îl vom pune pe masă la răcit. După ce s-a răcit, printr-o rotație îndepărtăm foaia de transfer. Și îl vom mai presa pentru încă 15 secunde, pentru a fi sigur că se lipește, și această metodă trebuie neapărat în copresare, nu trebuie lăsat lucios, pentru a mări rezistența la spălare și pentru a mări durata printului. Ei bine, dragi prieteni, cu această tehnică puteți imprima și tricouri negre. Acesta este tricoul, după cum se vede. Grafica este super, foarte bine lipit. Acesta este tricoul. Priviți cât de frumos
și priviți cum este pur și simplu intrat în țesătură. Și nu uitați, cod de reducere MrGeorgeX4U pentru Ghost White Tuner. Linkurile către site-ul Ghost White Tuner le aveți toate în descriere, așa că dați un ochi pe acolo și vedeți, poate vă interesează. Eu unul recomand, este super, sunt mulțumit, o să mai vină videoclipuri, oricum nu vă las. Ai grijă să ai clopoțelul activat și până data viitoare! Mulțumesc!